Bine ați venit, taurilor! Haideți să vedem ce avem pentru voi. Pasiune. Regina de bute. Pentru cei care nu ați văzut. Patru de bâte, un succes. Poate fi un succes financiar, poate fi o călătorie, poate fi chiar căsătorie. Regina de bâte, din nou pasiune. 10 de bâte. O greutate pe care o duceți, cred că în funcție de familie. Și 2 de bâte. Oh, regele de... Pajul de spade era să spun, regele nu e. Dacă ar fi fost regele, da, ar fi fost bine. Pajul acesta mi-aduce certuri. Certuri în familie. Nu sunt certuri în familia ta. Sunt certuri provocate de familie. Cred că în defavoarea ta sau în relație cu cine ești. Pentru că aici există iubirea adevărată. Aici este cineva care, de fapt, nu vrea nimic altceva decât pe tine. Asta este energia. Deci nu vrea nimic altceva decât pe tine. Nu interesează nici banii, nici averea, nu interesează absolut nimic. Te vor pe tine, atât. Este foarte frumoasă energia. Pasiunea pe care o aveți împreună este extraordinară. Sunteți uniți. Este extraordinar de frumos. Poate, într-adevăr, emoția îți aduce frici, pentru că am aici și zecele acesta de bâte, dar ceva trebuie să se încheie. Și multe, multe discuții, multe vorbe. Cineva care se implică foarte mult acolo unde nu este treaba. Ca musca în cana cu lapte. Dar voi sunteți puternici, aveți energia, aveți această energie a reginei de bâte. Voi, o nouă iubire, meritați să fiți iubiți. Frica, emoția îți aduce frici, dar e adevărat ceea ce simți pentru persoana respectivă. 10 de monede și este o împlinire pe care o doriți. Se termină ceva, se încheie ceva, 8 de cupe, plecați din ceva toxic. Pajul, judecata, trezirea la realitate. Vezi adevărul, îți ajung la urechi niște informații, niște minciuni care au fost spuse sau poate care au declanșat niște certuri. Persoana cealaltă, 2 de monede, încearcă să se mențină pe echilibru și să treacă prin toate furtunile respective pentru tine. Pentru că îi pasă și vrea, nu vrea decât să fie cu tine. Nu vrea nimic altceva. Ei nu vor nimic altceva. Ei te vor pur și simplu pe tine. Este a doua oară care mi se spune. Ei au coșmaruri și frica de a nu te, de a te pierde. Încearcă să aibă un nou început cu voi. Să fie ceva nou în viața voastră. Ei. Justiția. Este un cont karmic. Poate ați trecut prin ceva dificil, poate îi stresează foarte mult că nu sunteți prezenți, dar ei știu că vor trebui să meargă mai departe cu voi. Care este clarificarea judecății și a justiției? 4 de săbi. Atunci se vor liniști toate spiritele. Haideți să vedem ce încearcă să vă spună persoana cealaltă. Dar pentru mulți dintre voi este o legătură, este o căsătorie, este cei care sunt căsătoriți, poate fi o moștenire sau poate fi o călătorie în exterior. Ceva care vă va aduce o schimbare enorm de frumoasă în viața voastră. Persoana cealaltă, soarele, poate fi un leu,
poate fi o persoană care nu vă poate da uitării și care este destinată să fie cu voi. A încercat să se protejeze în fața celorlalți. Turnul sunt certurile, cred. Da, niște minciuni, niște iluzii, astea sunt. Nu dorește decât să vă aducă iubire, să vă dăruiască iubire. Vă respectă și este energia venusiană. Racul, carul, deci va învinge, va învinge. Vă respectă integritatea, vă respectă felul de a fi. Sunteți total diferiți și vă iubește, vă dă acest mesaj. Persoana cealaltă este o persoană serioasă, stabilă, care știe ce vrea. Este pe aceeași energie cu voi. Își dorește o familie. Dorește o viață stabilă. 8 de bâte. Nu vă așteptați la o noutate care vine din partea acestei persoane. 2 de cupe. Deci o uniune pentru mulți dintre voi va fi o căsătorie sau pur și simplu va fi cea mai mare surpriză a voastră. Posibil să o anunțe în fața unei familii. Viceversa, atunci certurile să nu fie certuri, ci o bucurie. Eremitul, persoana respectivă este posibil să fie o fecioară. Doi de bâte, nu vă așteptați, nu știți exact când vine acest mesaj. Voi, fără cuvinte, nu mai încercați să vă certați. 9 de monede. Acceptați, dar în același timp respectați integritatea persoanei celelalte. Aveți aceeași energie venusiană. Sunteți independenți, știți ce vreți. Turnul. Voi. 5 de bâte. Da, vă certați pentru, eu cred că voi vă certați cu familia din cauza acestei persoane. Susțineți persoana respectivă. Voi. Știți că este o persoană pe care o iubiți și care nu puteți trece, pur și simplu, peste această persoană. Este soarele vostru. Ce înseamnă atunci când este soarele nostru? Este pentru a trăi, ai nevoie de soare? Da. Același lucru este și cu noi. În tarot asta este, ca energie. Este lumina ta, este căldura ta. Este viața ta. Voi, 3 de cupe. Petrecere. Și față în față cu persoana respectivă. Căsătorie în fața statului. Poate s-au implicat foarte mulți care au dorit sau au fost împotriva voastră sau de natură financiară a statutului, a moștenirii. Pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Pentru cei care nu se aplică acest lucru, înseamnă că e posibil să aveți de-a face cu o călătorie în exterior sau unii dintre voi să vă căsătoriți în exterior și să se impună cei din afară, din familia celuilalt. Bineînțeles, din cauze materiale. Aveți de la Îngerii Iubirii. S-a meritat așteptarea. Pentru mulți dintre voi s-a meritat așteptarea. Asta înseamnă că veți fi împreună. Este exact timpul divin pentru această viață amoroasă. Perfect. Playfulness. Este cel mai frumos lucru atunci când ești îndrăgostit. Și atunci te face să strălucești. Numai bine. Numai bine. La revedere! Mulțumesc!